Lansat luni la Suceava, proiectul 10 pentru folclor implică cele mai importante nume ale folclorului bucovinean. Cântăreți, dansatori, coregrafi, instrumentiști susțin cu toții ideea introducerii în școli ca materie opțională studiul folclorului. La Berchișești, caravana proiectului inițiat de Televiziunea Intermedia și Federația Sindicatelor din Învățământ Suceava a fost întâmpinată de întreaga suflare de la cel mai mic la cel mai mare. Unul dintre fiii satului implicat și el în proiect este un cunoscut reprezentant al Breslei, directorul Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi. Deci, Centrul Cultural Bucovina a zis că este o manifestare deosebit de interesantă, ținând cont de faptul că această acțiune 10 pentru folclor nu este decât un sprijin adus activității noastre. Noi suntem plătiți de Consiliul Județean, suntem plătiți pentru a promova folclorul, începând de la ansamblu, școala de arte, centrul pentru conservare și promovare culturii populare, tradiționale. Deci, e ca o mănușă pentru activitatea noastră. Încă o dată vă mulțumesc. Berchișeștiul este prezent pe scenele, nu numai a județului, este prezent pe scenele țării și chiar pe scenele internaționale. A fost cu mine în Ungaria, a fost în Polonia, în Ucraina, în Moldova. Și cine știe, poate mandatul ăsta, doamna primar, sau care urmează, veți ajunge și mai în vestul sau în estul Europei. Mult succes! Berchișeștiul este o comună care își respectă datinile. Dovadă stă și susținerea autorităților locale față de tot ce înseamnă păstrarea tradițiilor. Primarul comunei, Zenovia Țăran, a și primit o diplomă pentru asta din partea Centrului Cultural Bucovina. Suntem deosebit de încântați de faptul că avem ca și oaspeți folcloriști renumiți ai județului și nu numai. Vreau să vă spun că Berchișeștiul are o vată folclorică foarte bogată. Dovadă este activitatea copiilor și a formațiilor artistice pe care le avem. După cum le-a enumerat și domnul director, Cercu Corlata, formația de dansuri pe generații Berchișești, formația de dansuri și corul și grupul vocal al școlii Berchișești. Și am mare rugăminte la dumneavoastră și în special la copiii din Berchișești să-și poarte costumele populare, să-și păstreze dansul și muzica. Pentru că vreau să vă spun că un popor fără istorie, fără tradiție, fără folclor, este ca și un copil care nu are mamă, nu are tată, nu are frați. Mesajul artiștilor a ajuns repede la cine trebuie. Oamenii s-au prins cu toții în joc. Când auzi o bacumba ce șar joci îți face Păi e tam de la de la de la de la Păi hai ca mai puteți și vine E vore mari, e vore vine Roate, roate, neamune Cine știu o strigătură să vii într-o bună gură
și unde aș merge, nu mi-i gândul meu, e tot la cine. Îi aud burbul ce e zbor, dar și ce mare munților mă. Dar poronesc grecine dulci, dorul la cine m-ar duce. Ai câtul cu albastru tău, mult îngăi sufletul meu, mă. Și acum să vă văd la o sârbă, sârba sârbelor. Eu mi-am găsit partener, așa că am cu cine juca. Dragul Micu și Mijor, dar sârba ea stă mândră, sârbă cu noroc. Ai mândruță dragă, s-o cânce cu foc. Am o cât mai este dragilor. Să nu se crești și mi-va, dacă nu știu mândruță, să va juca. Este joc de dulce, mândruța mea. Și se joacă cu covina. Șa-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la. Era ea o scur, mai cântă muzica. Consider că este foarte important ca folclorul să se predea în școli, pentru că voi, copiii, trebuie să știți foarte bine să vă cunoașteți rădăcinile și trebuie să știți foarte bine cu învățăturile de la bunici. Poate că nu au tot timpul din lume să vă învețe ce se întâmplă de Paști, ce se întâmplă de Crăciun, ce cântece s-au cântat, ce jocuri s-au jucat. Așadar, încă o dată spun, consider că este foarte important ca folclorul să se predea în școli. Caravana 10 pentru folclor s-a oprit miercuri și la Dolhasca și acolo s-a arătat că proiectul militează pentru introducerea folclorului în școală, dorindu-se ca elevii să ia contact cu obiceiurile și tradițiile acestui popor, să aibă informații elementare despre ceea ce înseamnă folclorul românesc. Primarul Maria Cojucaru a fost extrem de încântată că Dolhasca a fost prinsă în proiect, mai ales că folclorul se studiază deja la liceul din localitate. Acum se intenționează ca acest opțional să fie studiat și la celelalte unități școlare din oraș. În primul rând, cred că în numele dumneavoastră tuturor, să le spunem bun venit celor care au inițiat proiectul 10 pentru folclor. Cu multe aplauze, multă dragoste și să le urăm succes și le mulțumim din suflet pentru onoarea de a ne alege să fie prezenți în mijlocul nostru și să fim una dintre localitățile care merităm să fiți prezenți cei 10 pentru folclor. Dolhasca iubește folclorul. Mulțumesc școlilor din Dolhasca și în ultimul liceului tehnologic Oltea Doamna, care au primit cu îmbrățișare ideea de a avea opțional în școli folclorul. Și sper că așa au fost prin prezența dumnealor astăzi aici, dovedește acest lucru și suntem deosebit de onorați pentru a face și noi parte din comică participă din proiectul dumneavoastră. Unul dintre invitații de la Dolhasca a fost Denisa Petrei, tânăra interpretă de muzică populară din localitate, câștigătoare a unui număr mare de premii la concursuri și festivaluri de profil, le-a dăruit celor din sală câte un CD de-al ei. Un alt invitat al întâlnirii de la Dolhasca a fost solistul Nicolae Vieru. Și curgi dorul
de interpretare vocală, instrumentală, coreografice. Sper că am reușit să vă convingem că locul folclorului este în școală și felicităm pe cei care la liceul din Dolhasca au introdus acest opțional și ne-am bucurat foarte mult să auzim că din toamnă în toate școlile din localitatea Dolhasca și localitățile arondate orașului vom avea un opțional pentru folclor. Programul artistic a avut și un moment susținut de Lucica Pâltineanu. Programul a continuat la Dolhasca cu un recital susținut de Rodica Andronic. Vă mulțumesc!